Și în continuare vreau să propun preasfinților voastre, părinților, să oficiem o slujbă pentru pomenirea eroilor neamului. Ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule ziditorule, fă odihnă, Doamne, și sufletelor adormiților, robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus, spre Făcătorul și Ziditor și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Tine zic și liman Te avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care ne l-ai născut născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuire. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile, din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpuri de luptă, în lagări și închisori, pentru apărarea patriei când ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru casă lisertelor toată greșeala cea de voie și fără de voie. Doamne, miluie! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să aștere sufletele lor nedrepte, să o odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. De Doamne, Doamne, miluie, miluie, ște. Dumnezeu Duhurilor și a tot trupul care călca în moarte și pe deavolă să rupa și ai drui viață în lumii Tale, în sus, Doamne, odihnește și sufletele fericiților într-o adormire, eroiostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagări și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Odihnește în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește!